Bună seara! Dați-mi voie să vă prezint principalele acte normative adoptate în ședința de guvern de astăzi. Obiectivul principal al ședinței de guvern a fost dezbaterea și adoptarea unor acte normative care să permită implementarea măsurilor de sprijin pentru angajați și companii prevăzute în Planul Național de Investiții și Relansare Economică Reclădim România. Astfel, Ministerul Fondurilor Europene a înaintat spre adoptare în ședința de guvern o ordonanță de urgență privind măsurile pentru aprobarea Programului Național de Racordare a Populației la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale. Vorbim despre obiectivul guvernului liberal, condus de premierul Ludovic Orban, de conectarea populației la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, în proporție de 70% din populația României până în 2027, cu sprijin din fonduri europene. Prin acest proiect de ordonanță de urgență sunt asigurate resursele financiare în sumă de 1 miliard de euro, după cum urmează 200 de milioane de euro din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și 800 de milioane de euro din Programul Operațional Transport 2021-2027. Proiectul de ordonanță de urgență a fost dezbătut în primă lectură, urmând a fi adoptat în ședința următoare de guvern și, de asemenea, vor fi înaintate actele normative necesare pentru derularea apelurilor de proiecte, începând cel mai devreme cu 15 august. Un alt proiect de act normativ pentru implementarea măsurilor de sprijin, de această dată pentru companiile și angajații afectați de criza COVID, este vorba despre programul de granturi pentru repornirea activităților economice în domeniile unde au existat restricții ca urmare a măsurilor de protecție sanitară pe perioada stării de urgență sau stării de alertă. Vorbim despre un program de 1 miliard de euro pentru reluarea activităților economice, împărțit în trei mari categorii de beneficiari. Pe de o parte, se asigură un buget de 100 de milioane de euro pentru microgranturi în valoare de 2000 de euro pentru SRL-uri fără salariați, pentru PFA-uri, dar și ONG-uri cu activitate economică în domeniile cultural-artistice și cinematografie, precum și pentru cabinete medicale individuale implicate în tratarea pacienților COVID. 2000 de euro, așadar, pentru fiecare beneficiar dintr-un buget total de 100 de milioane de euro. A doua componentă majoră de granturi a acestui program vizează asigurarea sumelor necesare prin oferirea unui ajutor nerambursabil pentru capital de lucru pentru întreprinderile mici și mijlocii în funcție de cifra de afaceri. Bugetul total al acestei măsuri este de 350 de milioane de euro, iar valoarea ajutorului nerambursabil este de 15% din valoarea cifrei de afaceri a companiilor care solicită aceste granturi, respectiv între 5.000 și 150.000 de euro. Domeniile vizate de această măsură de sprijin sunt domeniile afectate ca urmare a restricțiilor impuse pentru asigurarea pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirus, respectiv domenii precum Horeca, serviciile de transport, industria de evenimente, editurile și librăriile, industria creativă și editurile și librăriile. O altă componentă a acestui program de sprijin pentru repornire, în valoare de 1 miliard de euro, o altă componentă este reprezentată de granturile pentru investiții, cu un buget total de 550 de milioane de euro, acordate întreprinderilor mici și mijlocii pentru reprofilarea sau reconversia activităților economice, respectiv în domenii precum industria alimentară, energie, echipamente, servicii de îngrijire, reparații și întreținere, turism, hoteluri sau confecții. Valoarea grantului
în acest caz este cuprinsă între 50.000 și 200.000 de euro. Programul va fi derulat prin intermediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Ordonanța de urgență inițiată de Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Economiei a fost dezbătută de asemenea în primă lectură, urmând a fi adoptată după obținerea tuturor avizelor în ședința următoare de guvern. Alte programe de sprijin în domeniul asigurării competențelor digitale pentru companii în perioada următoare, cu finanțare din fonduri europene, din programul operațional Capital Uman, adoptate prin hotărâre de guvern în cadrul acestei ședințe, respectiv programul pentru asigurarea competențelor digitale pentru întreprinderile mari, în valoare de 10 milioane de euro. În cadrul acestui program vor fi instruiți un număr de aproximativ 1.500 de angajați din 20 de companii, iar pentru întreprinderi mici și mijlocii, valoarea bugetului este de 20 de milioane de euro, pentru un număr de aproximativ 5.000 de angajați din cadrul a 500 de companii. Tot din programul operațional Capital Uman a fost prezentată, înaintată hotărârea de guvern privind aprobarea programului național de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. Este vorba despre măsura de încurajare a antreprenoriatului rural cu un buget total alocat de 200 de milioane de euro pentru înființarea de întreprinderi în mediul rural pentru activități de procesare, distribuție, ambalare a produselor agricole. Valoarea granturilor în acest caz este cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro în funcție de numărul de noi locuri de muncă create. Alte proiecte aprobate în ședința de guvern din această seară, privind măsurile necesare pentru implementarea programelor de sprijin din Planul Național de Investiții și Relansare Economică, au în vedere măsurile anunțate pentru stimularea instrumentelor de garantare și de asigurare a necesarului de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este vorba de ordonanța de urgență pentru asigurarea leasingului de echipamente și utilaje pentru IMM-uri. Această ordonanță de urgență a fost dezbătută în prima lectură în ședința anterioară de guvern și a fost adoptată în forma finală în această seară cu următoarele prevederi. Valoarea finanțării pentru fiecare beneficiar în cadrul acestui program este de 5 milioane de lei. Valoarea garanțiilor este de 80% pentru echipamente IT și în ceea ce privește celelalte categorii de echipamente și utilaje, valoarea garanției este de 60%. Aceste finanțări pot fi acordate în funcție de opțiunea solicitantului cu avans zero și plafonul total pentru această schemă este de 1,5 miliarde lei. Un alt proiect de act normativ dezbătut în prima lectură vizează măsuri active în piața muncii. Așa cum bine știți, încă de la începutul crizei au fost adoptate și implementate mai multe măsuri de sprijin pentru companiile și angajații afectați de criza cu coronavirus, precum plata indemnizației de șomaj tehnic, respectiv acordarea unor bonificații pentru alți profesioniști și stimularea reluării activităților economice prin decontarea 41,5% din salariul brut al angajaților care se întorc la muncă în această perioadă. Pentru perioada următoare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat un proiect de ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de sprijin
pentru salariații și angajatorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului COVID-19. Astfel, prin acest proiect de ordonanță de urgență, propus de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, sunt reglementate situațiile pentru programul flexibil de muncă. Respectiv, statul va asigura decontarea a 75% din diferența dintre salariul pentru timp normal de lucru prestat de un angajat și programul redus de lucru instituit de angajator în situații de criză, în situația în care angajatorul are o reducere a cifrei de afaceri cu 10% față de aceeași lună a anului anterior și este forțat să aplice o reducere a programului de lucru pentru cel puțin 10% din numărul de angajați. Pentru situații de criză astfel definite, statul suportă și decontează 75% din diferența pentru salariul angajatului pentru programul redus de lucru. De asemenea, pentru lucrătorii sezonieri cu contracte de muncă pe perioadă determinată, se aplică același mecanism de decontare cu 41,5% din valoarea salariului brut al angajatului pentru această perioadă, așa cum se aplică pentru ceilalți angajați care beneficiază în acest moment de această facilitate după ce au fost în șomaj tehnic și se reîntorc la muncă. Aceeași prevedere privind decontarea 41,5% din salariu brut, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară, se aplică și celorlalte categorii care au beneficiat de indemnizația privind șomajul tehnic asimilat persoanelor din categoria alți profesioniști. Respectiv, pentru perioada următoare, aceste persoane, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, care continuă să resimte efectele crizei provocate de coronavirus, vor putea beneficia pentru o perioadă de 3 luni de aceeași formă de sprijin, respectiv 41,5% din indemnizațiile pe care le-au primit anterior. Și acest proiect de ordonanță de urgență a fost dezbătut în prima lectură. După ce va primi toate avizele de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic Social, va fi adoptat în forma finală. De asemenea, un alt program prevăzut în Planul Național de Investiții și Relansare Economică a fost adoptat printr-o hotărâre de guvern în această seară. Este vorba despre Programul Național Innotech Student. În fapt, vorbim despre finanțarea start-up-urilor pentru studenți cu un buget de 150 de milioane de euro pentru inițiative antreprenoriale realizate de către studenți care asigură un număr de locuri de muncă între 2 și 5 poziții de angajați. Astfel, valoarea granturilor este între 40.000 pentru 2 locuri de muncă și 100.000 pentru 5 noi locuri de muncă. Bugetul total al acestui program de sprijin, spuneam, este 150 de milioane de euro. În același timp, în această ședință de guvern au fost adoptate alte acte normative pentru derularea unor proiecte de investiții, pentru continuarea programelor de investiții asumate de guvernul condus de premierul Ludovic Orban. Astfel, a fost adoptată hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, varianta de ocolire a municipiului Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Este vorba despre un proiect de înlungime de 11,5 km cu o valoare totală a acestei investiții de 355 de milioane de lei. De asemenea, a fost adoptat un proiect de hotărâre pentru deblocarea lucrărilor la un tronson important din realizarea
proiectului de conectare a rezervelor de gaze naturale de la Marea Neagră cu sistemul BRUA, respectiv a fost adoptată o hotărâre de guvern pentru scoaterea temporară din fondul forestier a unei suprafețe de aproximativ 2 hectare pentru realizarea lucrărilor de către Societatea Națională Transgaz în ceea ce privește conducta de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre, Podișor. Un alt obiectiv de investiții de această dată din capitală, care a fost blocat de mai mult timp în această ședință de guvern, a fost adoptat un proiect de hotărâre de guvern pentru revocarea dreptului de administrare de către Consiliul Local al Sectorului 5 al municipiului București asupra unei suprafețe de 87 de hectare și retrocedarea, reconstituirea dreptului de administrare pentru această suprafață către Ministerul Apărării Naționale. Este vorba despre un proiect imobiliar aprobat printr-o hotărâre de guvern în 2015 în cartierul Ghencea din București, în suprafață de 87 de hectare. La vremea respectivă, autoritățile s-au angajat că vor dezvolta un proiect imobiliar din care un procent de aproximativ 50% dintre locuințe vor reveni angajaților din structurile MAPN, din angajaților din structurile de apărare. Din 2015 până în prezent, proiectul nu a avansat, dimpotrivă, a fost realizat un singur studiu de fezabilitate pentru un număr de aproximativ 24 de locuințe pentru angajații primăriei sectorului 5. Având în vedere că obiectivele acestui proiect de hotărâre de guvern adoptat în 2015 nu au fost respectate, nu s-au realizat progrese în realizarea acestui proiect imobiliar, guvernul a decis reconstituirea dreptului de administrare asupra acestei suprafețe către Ministerul Apărării Naționale. În fine, un alt proiect de hotărâre de guvern adoptat în această ședință de guvern vizează acordarea unor sume din fondul aflat la dispoziția premierului pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale. Vorbim despre o sumă de 353 de milioane de lei pentru un număr de 14 județe. Acestea au fost principalele acte normative adoptate în ședința de guvern de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!